A treia ediție a Galei Voluntarilor SMS pe Romax Alba a avut loc astăzi, un eveniment prin care asociația a dorit să-i premieze pe cei mai responsabili voluntari ai organizației și să încurajeze totodată ideea de voluntariat. Pe baza implicării și prezenței în activitățile derulate de către asociația SMS pe Romax Alba, astăzi, în semn de recunoștință, au fost premiați peste 30 de voluntari. E foarte important ca să recompensăm și să mulțumim în mod oficial tot efortul voluntarilor pe parcursul anului 2013. Astăzi încercăm să le spunem mulțumesc public acestor oameni care își oferă din timpul lor și energia lor pentru ajutorul persoanelor cu scleroză multiplă. Câți voluntari are în prezent asociația? Din fericire avem un corp activ de 42 de voluntari. Din păcate o parte dintre ei nu vor putea veni astăzi pentru că lucrează și sunt oameni care au un job, au o familie și cu toate acestea voluntariază, dar aproximativ 30 de voluntari ne onorează cu invitația astăzi la gala voluntarilor. În ce activități au fost implicați acești voluntari? Activitățile au fost foarte diverse și foarte cunoscute, în sensul că de la vizite la pacienți în județul Alba, la tot ce înseamnă parte de hosting și design a site-ului asociației. Organizației SMS pe Romax Alba este Magdalena Leah, care a ales să-și pună cunoștințele și energia în sprijinul unor persoane cu nevoi deosebite în anul 2012. Când a început munca de voluntariat la SMS Romax Alba? În februarie 2013 am început mai activ, dar sunt voluntar din februarie 2012. Ce a însemnat pentru tine această experiență? Pot să spun că voluntariatul mi-a schimbat viața. Eram o fată foarte timidă și foarte introvertită, iar acum pot să spun că pot să vorbesc liber în fața oamenilor. Asociația SMS pe Romax Alba a fost înființată la 1 octombrie 2007 de un grup de pacienți cu scleroză multiplă care s-au gândit să vină în contact și cu alți pacienți din județul Alba, încercând să creeze o comunitate a celor afectați de această boală. Asociația funcționează cu ajutorul voluntarilor, care sunt în majoritate studenți, elevi și absolvenții de universitate.